Păi nici ne arată jumătate de bac. Să mai alimentez amul sau să mai aștept mai încolo? Băi, dar trebuie de strâns alea ca ambreajul, așa că tocmai la capăt, la capăt lucrează. Cât de atâta în parcare atunci, de ce-mi drum la ambreaj, mă? Foaie verde, foaie lată, dă-ne o șansă încă o dată. Mă dor și rărunchii toți, că sunt groape mult pe jos. Oh, 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 oh. Sunt groape pe jos, da. Sunt groape pe jos, os, os. Sunt groape pe jos. Ta na 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 na. Eu m-am uitat vreo din armă, și mai baltăiești fundul. Nu, e... Se dai amulul Rada să meargă cu moci cu ăsta și rupi gâtul în primii 300 de metri. Ia uite, tanti sfeta a suit la noi. Așa se numește denivelare naturală. Dovdiți? Dovdiți, dovdiți că tanti merge greu pe treceri. Mai departe, la dreapta? Ia ca să aflu și eu drumuri noi. Trecem pe lângă Chris Moto, care ultima dată ne-a dat super socul la off-road. Vă aude, vă aude. Camera, da, nu vă aude, aș putea. E, dacă eu să nu merg, dacă eu când stau pe loc sau când merg încet, apoi să aude și vorbiți voi, pentru că sunteți dați tare în căști. Numai când merg la viteză nu se înțelege ce ziceți, dar așa toate maturile trebuie să le blurez. Băi, ghidonul trage la când dreapta. Cred că e de la furcă. Mă topesc de nu mai pot. Noi la vale încolo sau la stânga? Să-ți pun o limonadă? Pun. Ca de o fată mare. La dreapta ești. La dreapta. Ei. Băi, ia ca eu să-ți schimb din contul meu lichidul de frânare. Oba. Mergem la Afgan după asta. Păi de acolo, vedem cine mai este. Trebuie să mai șebă lume. Dar pe acolo putem să bem și câte o limonadă. Ia eu încet, ia eu vinul cu așa, de zi de unde parcăm. Taxa aici, nu încăpiem. Vedem mai în față, undeva pe stânga. Tax, 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 aici este. Tiert, tiert, tiert. Tumț, 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 tumț. Stai că el vrea tot să facă dreapta. Tan, 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 pieton. Băi, dar aglomerația asta mă ucide. Mergem la Afgan la Foișor să mâncăm câte o clătită și să bem câte o limonadă. Pentru că afară e super mega cald și trebuie cumva să ne recorim. Și plimbatul pe burta goală nu e așa de plăcut, așa-i? Atent. A, tu ești departe. Vedeți că ați treceți pe lângă un băiat cu Mercedes, el mai schimbă benzile șarpuit fără semnalizare. Vedeți că avem poliția în față. Dar nu tare interesant cum s-au poziționat ei pe șosea. Îmi pare vesel. Pe unde trec oamenii ăștia, a? Așa știe, mai văzut ce repede s-a băgat aici în stânga că să nu mai lasă să trec. Efectiv, de pe extrema dreaptă o sărit repijor pe stânga, știți? Nu cumva, Doamne ferești, treacă băiatul ăsta cu motocicleta. A, uite-o.
e până la noi mai are. Voi și v-ați oprit? Mașă clești pe partea cealaltă. Da, la noi e verde. N-avea sens. N-avea sens. Eu tot, mai erau 5 secunde și zic, băi, dar n-are sens, mă duc mai până în vale. M-am razgândit. La Levețe. La Levețea. A few moments later. Vedeți că piton. El ca tare trebuie să meargă pe lângă trotineta așa lui. Dar el s-a apucat pe trotineta să treacă. Și încă și după mașina așa nu-l vede, trebuie să iasă măcar o leacă. Ei, da, ok. Ia uite cum a aruncat ăsta țigara peste geam, foarte educat. Ce o simt. Nu ne-au văzut, eu l-am salutat, dar el... Înseamnă că la 30 de secunde ar trebui să pornească la noi. Ei, la pază șesă, n-are niciun sens, dar ok. Noi la stânga. Băi, dar simt ca piaț când schimbi o leacă banda. Cac bă, ești un ciocalău. Vezi aici în stânga. A pe aici eu am făcut topografia pentru construcții. Aici și bă pe gaz. Mai tincă localul. Localul. Mai tincă localul. Alo? Ne mai, davai ieși afară. Da? Na ulici. Nu tak da, jdi. Где мы? Рядом с тобой. Давай. M-a sunat Igor, m-a întrebat dacă ne-am pierdut. Nu. Nu mai blurez. Nu mai blurez eu nic. Ce-o de la et Willy Machine? Da, vă glede pe buta mai scăsor. Spune unde? Прямо налево, unde Green Hills. Ok. Давай. Хуц! Уилли сделаю? Нет. Хуц, хуц! Так, налево? Там что-то интересно. Деловый. Направо. Христос, да. На стати, да? У тебя есть минутка? Двести ноузеш. У меня двести ноузеш, фраери. Уилли машин. Уилли машин.
El ala prinde, dar uite să-l mai stângă. El e cu mașină. Ia uite, am mai uitat unul semnalizator, am rost în sens. Dar dacă voi de-a mea atâtea ori ne-ați zis, zic nu singurul. Mie îmi place echipul lui. Da. Dar mi se pare că are și avala spinare. Spinare. Da? Am ușa strănut. Vreo 10. După aceea îl filmează la numere, îl postează. Da, ăsta merge într-o roată. Găzuiește. La următoarea. Eu sunt pe Igor, am ușa să-i fac un wheelie. Ia uite-l. Nu, e da. Dar și-a pus, și-a pus curma în spate. Aici lui. Se vinde motobloc de 1290 cm cub. E perfect pentru arată terenurile mari. Cine mai are nevoie de viață în ziua de azi? Dacă s-a afla doar un cutiță, răspunde, da, așa? Băi, sunt mai bine bai cu amul curat amflat. Da, parcă. A, nu știu unde ne duce Igor. Ne dă mâncare la câini. I believe I can fly. Băi, ne-aș pune muzică, dar ne descarcă telefonul și geniu de mine, care și-a telefonul în încărcătorul, azi nu și-l-a luat. Nu, și asta e drept. Confirm. E tu i sarele, măs. Tu i sarele, măs. Pitoni. Dar pe nu bază soarele în capă. Nu te prinzi bine. Vezi că ți-au numerele, fraiere. Ți-au numerele, fraiere. Un nebun, un nebun, un nebun. Și te-ai speriat, așa? Eu mă așteptam acum. Asta e strada lui. El are echipament. Are bot.
are la spate și la chioare. Bă, eu tipa... O, pasiba, să-ți dai Dumnezeu sănătate, băi. Și mai deșe lumea, că taxiștii nu-s buni. Mai la dreapta. Opa. E vreo să fie, m-a salut. Ia te-le la dâns. Așa e, așa e. Las telefonul! Ta na na na, ta na na na, ta na na na, na 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 na. We go again. Aș vrea să vă arăt un focus, dar... Dar de-am dat la viitoare. Nu. No. Oh, shit. Eu nu l-am văzut. Nici zici. Cred că ai uitat cum e sidene aici. Da, băieți, va fi ghiță ăștia cu motocicletele. Dar nu știți, vă ieșesc din chine, din harașo. Nu mai știu ce să fac cu voi. Eu zic, mă așteptam ca Igor să facă wheelie, dar mă tind că avem o poliție în față, de asta nu faci. Cred că. Pentru că ne descarc telefonul. Aha, ghinic s-a pleacă dacă n-are roți pătrate. Vreo 150 avea, da? Aveți grijă, ghita mai copac pe jos. Să spăretezi dacă cu autocarul. Băi, și bine să simte vântul. Da, 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 da. Interesant. Interesant. Îi spune cineva că ar trebui să ne întoarcem. Dar eu te-am auzit bine. E las meargă mai în față, e tu-i stai, stai eu. Are, dar nu Siena. Are cardul de șeala, scump, bun. Băi, este dacă de vânt lateral, pe mine mă trageți pe dreapta. Dacă voi de răcoare, e răcoare, ne-mi place.
Igor, cum îi dă într-o roată, așa îi dă într-o roată. Băi, mare camera. S-a ridicat într-o roată? Ok. Da, va pe astrești în față. O bandoleros. Și fie ce-o fi. Igor, ne-am în față. Da, dar și ne spune lui că noi trebuie să facem la dreapta când el ganește cu 200 într-o roată. Băi, am un alt fel cu ambreiaje. Dar eu aud. Voi pe mine la ce, mă auziți? Eu tot te aud. Eu îți aud și aud. Dar pe unde mergem? La dreapta, da? Dar eu nu-l văd pe Igor. De daganește, daganește, dar pe și drum. Îl vedeți pe Igor? Ia șoche și mai scoate fum negru. Șânc și... Da, 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 și încă și are... Are vermișor în fund. Băi, și ciotcă acum așa, umbră. Apoi așa și facem. Așa și facem. Băi, drumul ăsta a să mai dureze vreo 50 de ani până să-l facă. Și linia asta... Linia asta care e făcută așa pe drum e tare periculoasă. Roțele intră pe dânsa și trage. Vedeți că este pieton. Eu n-am mai avut timp. S-a parcat așa la cutirul fix în fața la trecere. Vedeți că este un câine pe marginea drumului. E nici locul drum. A, nu câine, erau frânghii. Da, eu am dat toate indicațiile, am aruncat cuvintele, voi de-amul aranjat. Da, nu că aici ar și tare neaglomerat, știi? Băi, și strașnic drumul ăsta. Eu de mult n-am mers. Da, da, da. Da, el și am uidus. Dacă nu te ține în mâine, ai trețit picioarele. Și apasă rada. De un cot, las-o jos. Dar voi sunteți departe. Da, ăsta merge pe nici locul drumului, treabă n-are. Ei, mai este o leacă și ieșim de pe drumul ăsta infernal. Știi, dacă mergi mai repede, e mai suportabil. Chiar dacă mulți ar zice că e invers, dacă mergi mai încet, mai ușor iei gropile. Dar așa, practic, sar peste dânsele și nu te afectează chiar atât de mult. O da drumul. Da, drumul, da, domnul. Băi, și s-a lunecoasă liniile astea. Nu, asta se simte pentru că am roțele pătrate. Am dat mai așa că... Dar și vă țineți așa departe? Oricum... Oricum... Băi... Da... De parcă știe, cum îi smergi din față. Kawasaki. O pus pe cruise control și merge. Da, el are cruise control.
Gini šedi mėsų įmėlį Prieš kurkų nemūrėlį Ša la 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 Neam už Igor jėsti, Igor nuėjus vės Nu așa că-i frumoasă priveliștea asta. Nu așa că-i plăcut cum te bate vântul în piept și cum trece Igor într-o roată pe lângă tine. Canești, așa și am prins ca tare multe cadre cu dânsul într-o roată. Dar știi, o scap sân, mai vreau. S-am de unde alege. S-am și lui de unde-i trimit. Da, e trimit la poliție pe două sicuri. Că am avut 50% reducere. Da, Igor e nebune. Da, îmi place, îmi place. Iar într-o roată. Băi, și mai putea cauciuc după ce scoboară aici pe jos. Zic, și mai putea cauciuc după ce face Igor Willy. Ducem spre Marcu. Spre Marcu. Spre Marcu, Perezecina. Da. Da. Da, da, da. Dar tu? A, dacă era în Venez, dacă ne cătăim. Dar Cristi stă până târziu acolo, băi. Cristi stă până târziu acolo. Da? Băi, habar nu știu că Agenia am întâlnit cu mai mult și Agenia am ieșit. Zic, Agenia am întâlnit mai mult și Agenia am ieșit. Vrei să vii și tu? Aha, ei dacă ați zis și bă ploaia, să fugim. Am înțeles. Bun, davai. Up, up, asta s-a de la poliție. O a făcut o plecare de nota 100. Nu tac, nu tac, nu tac. Nu mai larg, mai liber. Am găsit acolo vreo doi care nu prea știu să meargă. Dar pe are de-am un an de experiență. Cac-ni-cac. Băi, și m-aș a plecat și eu, dar n-am cu șive. Epa, mă plec, știi, nu rău deloc, dar n-ajung până jos. Și ia că ajungem la Marcu. Băi, Mosna Viorel a zis că la bălți ploua. Așa că s-ar putea să-i prindem o bucată de ploaie. Haideam! Ne-am pus o leacă de muzicuță pentru că de mult nu m-am plimbat cu muzică bună.
Băi, și plăcere să ascult muzică pe bike. Și am o ia ploaie și e destul de răcoare. Băi, nu-i bine să trecem pe stânga. Așa că o să încercăm o dreaptă. Băi, și mă enervează roțile astea pătrate. Îmi pun casca totdeauna pe oglinda aceea și o dereglez. Ce frumos să mergem ca un grup. Băi, ce plăcut! Dacă stai o săptămână în casă, bun, nu în casă, pur și simplu nu ieși o săptămână la plimbare, îți revine din nou primele emoții. E ceva de nedescris cum e plimbarea asta cu motocicletele. Mai ales când treci un nebun de ăsta pe lângă tine cu 200 într-o roată. Să ține. Nu știu dacă vede pe cameră, dar încă într-o roată. Acum gata. Băi, și mai miroasa cauciuc. La început m-am spărit, credeam că miroase mei abreajul. Dar el când spune jos, cauciucul din față de la 1, 2, 3 km la oră spune jos la 200 și s-aprinde și miroase. Alo, ce s-a întâmplat? Ah, ok. Col Igor Maslic. Col Igor Maslic. S-a oprit la benzinărie. Da, văd și eu, dă să-i dăm bătaie. Facem-o. Dar ne uite în față și eu normalia, davai, dăm gazul și eu. Băi, dar văd că nici nu rău plouă. Băi, pe asta e Ana când îmi iau geaca asta în care plouă. Pe asta e Ana plouă. Când iau geaca aceea care e antiploaie, nu plouă niciodată. Dar ne mai acolo și bășim mai rău. Dacă așteptăm, ploaia vine din spate. Am un putem să o fugărim. Vezi poliția. Eu tot nu vreau ploaie. Eu fac tot ce pot. Davai, este eu normal. Dar și muzica ascultai. Dar ia ce-o să te piască azar. Ăsta ni pani, ni maximal ca ișo. Baba. Здесь дялы. Ничего себе! Ничего, я машина, блин, я машина! Здесь все 30 пуней. Вин. А винит фивали. Опа! Почему фрыны поставить это? Все, давай, я музыку хочу слушать. Давай.
Merci! Nu dormim! Săracu! L-am sfărit ca lumea. Aproape că nu-l văzusem. Nu știu dacă s-o înțeles, nu-l văzusem pe motocicletul de peste drum, că l-am salutat. Băi, îmi pare rău că nu vă zic mai multe, dar mă bucur și eu de plimbarea asta. Voi puteți să scrieți în comentarii despre ce ați vrea să mai vorbesc și așa o să am mai multe teme de discuții. Băi, și aici! Băi, și aici! Băi, și aici! Gata cu sărbătorile! V-ați găsit acum să-mi faceți nici trafic. Tax. Dacă eu pe Ismail îți blocat pe o săptămână, o iau pe Albișoara. Cea mai bună variantă. Acolo măcar m-am pus pe mijloc și am trecut. Pe Ismail nu încape o motocicletă printre mașini, din păcate. Băi, și cu tentativa asta de ploaie. Hai băieți, haide. Mă apuc în mâine. Nu cred că Albișoara să fie mai liberă, dar v-am zis, am pe unde merge printre mașini. Nici așa ca prin pădure. Oba. E foarte cald, extrem de cald, în ciuda aparențelor, dar e nădușală, cred că-și de atât așa se ploaie. Așa știem, așa și știem, de atât ani și nu i-am dat accelerații până în capăt, îl simțăm. La un moment dat începi să-i simți pe ăștia problematici la volan. Abia aștept să schimbăm cauciucuri la bike-ul ăsta și să pot să fac mai multe chestii cu el, să-l folosesc la potențialul lui maxim. E direct în garaj, că nu se poate altfel. Cu roți pătrate e greu să-ți ferești și de chestii, să zicem așa. Băi, și în stânga e strașnic. Foarte bun e că noi avem motocicletă. Și când ai motocicletă, lucrurile devin mai simple. Ia, ia, ia. Băieți, m-a lăsat și pe mine nenea cu bambău. Te rog, te rog, am acasă. Să mă prinde ploaia. Mă prinde ploaia. Mersi, mersi, foarte frumos. Prefer așa să fac un șac mate decât să merg pe banda aia. Aș vrea să vă uitați la ultimul meu video, adică cel pe care l-am postat anterior, unde am fost la enduro cu Super Soco. Acolo, pentru că s-o încheie destul de brusc, am uitat să menționez că motocicleta a fost luată de la magazinul Chris Moto îmi dă. Le mulțumesc pentru acea oportunitate. Am testat bike-ul cel în cel mai bune condiții, adică mai bine de cum l-am testat atunci, n-aveai unde să-l testez. Cred că multe stereotipuri, precum ar fi că bike-ul electric n-are niciun sens, le-am defăimat prin acel video. Așa că vă rog să vă uitați, că e un video tare, tare interesant, tare captivant. Și chiar nu o să vă pară rău. Și încă o dată vreau să-i spun mulțumesc lui Cristi, directorul de la magazinul Chris Moto îmi dă. Și aș vrea să mulțumesc și lui V-Moto, adică la Super Soco, pentru că a fost în parteneriat și cu ei. Dacă în video ăla v-a convins motocicleta aia și vă place, este la vânzare. Puteți să vă duceți la showroom, să o vizionați, să o testați și voi.
Nu la fel de bine cum am testat-o eu, dar puteți o testați și voi acolo să vedeți. Are un cuplu pur și simplu bombă. Chiar e un bike care cred eu că se merită de cumpărat. Adică, a să vedeți acolo cât, de câte probleme m-au scutit că e bike electric. Și încă pe acel video nu cred că se înțelege în total care sunt rampele și pantele pe care am ridicat împreună cu acel bike. Dar vă spun eu, a fost pur și simplu genial. Băi, mă prinde ploaia rău. Și vă mulțumesc că ați vizionat videoclipul. Sper să vă uitați și acel anterior. Eu am fost Victor și vă spun pa, pa.